bacalaureat și evaluarea națională. Suntem într-o situație în care este nevoie de decizii care să producă cât mai puține perturbări la nivelul sistemului de învățământ. Rămânem consecvenți principiului conform căruia școlile trebuie să se închidă ultimele dacă este nevoie. Nu considerăm îndreptățită o decizie care să închidă școlile și să lase deschise alte locații în care respectarea regulilor de distanțare și de protecție împotriva virusului SARS-CoV-2 se face mai puțin riguros decât în școli, drept pentru care am semnat și transmis spre semnare Ministerului Sănătății Ordinul de Ministru Comun Educație-Sănătate, prin care se va înlocui sintagma depășirea pragului de 6 la 1000 rată de infectare cu sintagma intrare în carantină. Acest lucru se află în momentul în care vorbim și în analiza Comitetului Național pentru Situații de Urgență, unde sunt convins că se va găsi înțelegere pentru importanța școlii, pentru a avea pierderi educaționale cât mai mici cu putință și alte categorii de pierderi care sunt foarte importante pentru fiecare dintre elevii care sunt obligați să învețe online de multe luni de zile, care suferă nu numai pierderi școlare, ci suferă și pierderi la nivel de tulburări comportamentale generate de lipsa de socializare. Acestea sunt argumentele pentru care, repet, am solicitat ca trecerea integrală în online a școlilor să se facă doar atunci când localitățile intră în carantină. Pentru că am văzut bine situații în care este depășit pragul de 6 la 1000 și, fiind mai mulți factori care sunt luați în considerare la declararea carantinei, există localități care nu sunt carantinate. Exemplul Bucureștiului, suntem la 6,22 la 1000 rată de infectare, deci și școlile trebuie să funcționeze atâta timp cât alte locații rămân deschise. Apreciez că s-a găsit această înțelegere, deci simulările se vor derula atât pentru examenul de bacalaureat, sunt în curs aceste probe. Astăzi am avut o prezență de aproape 109.000 elevi din clasele terminale, a 12-a și a 13-a. Ieri am avut o prezență de aproape 113.000, prezență de aproape 80% ieri, de aproape 75% astăzi. Deci, iată o dovadă clară de interes pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale. Aceste simulări se vor derula până în data de 31 martie în toate localitățile care nu vor fi carantinate, chiar dacă este depășit pragul de 6 la 1000. Folosesc acest prilej pentru un îndemn încă o dată la respectarea tuturor regulilor, plecând de la cele de igienă, de distanțare fizică, de aerisire, săl de clase, de purtare a măștii de protecție și toate celelalte, pentru că, într-adevăr, situația epidemiologică se agravează, iar astăzi am înregistrat un număr important de îmbolnăviri, chiar și în rândul școlilor. De aceea este nevoie de maximă atenție, mai mult chiar decât până acum, la respectarea tuturor regulilor. Pentru ca perturbările să fie minime, am propus o serie de modificări în structura anului școlar, modificări care au următoarele avantaje. Propunând o vacanță de primăvară care să înceapă în data de 2 aprilie până în data de 4 mai, această vacanță va cuprinde perioada sărbătorilor pascale, fie că vorbim de sărbătorile pascale catolice, în data de 4 aprilie, fie că vorbim de cele ortodoxe, în data de 2 mai. Deci, vacanță de primăvară prelungită, cu 3 săptămâni, începând cu data de 2 aprilie, până pe data de 4 mai. În acest fel, perioada lunii aprilie, care este
cea mai critică din perspectivă epidemiologică, va beneficia de o scădere a mobilității prin acordarea acestei vacanțe în tot sistemul de învățământ preuniversitar. Al doilea avantaj este acela că examenul național de bacalaureat se păstrează la datele planificate, se păstrează cu prezență fizică și se va derula între 28 iunie și 1 iulie, probele scrise. Singura diferență va fi aceea că vom echivala, ca și anul trecut, competențele, cu excepția celor din promoțiile anterioare, care vor susține competențele digitale. Un alt avantaj, în afară de derularea până pe 31 martie a simulărilor, în afară de păstrarea datelor pentru examenul de bacalaureat, se regăsește în păstrarea datelor pentru evaluările la clasa a 4-a și a 6-a, evaluările la clasa a 2-a, urmând a fi programate în cursul lunii mai. De asemenea, vom acorda importanța cuvenită pretestărilor pentru PISA. Dezavantajul este, într-adevăr, că suntem nevoiți să decalăm examenul de evaluare națională. El se va derula în perioada 5 iulie 8 iulie, urmând ca admiterea în liceu să se facă după data de 8 iulie. De asemenea, se păstrează toate datele inițiale pentru titularizare și definitivat. Am fost nevoiți să construim acest calendar care să genereze perturbări minime în structura anului școlar. Reușind să păstrăm examenul de bacalaureat la datele stabilite, vom putea avea și șansa unei admiteri în învățământul superior, organizată ca întotdeauna în vara acestui an. Dacă sunt întrebări din partea noastră. Nu că această măsură nu poate crea o discriminare între localități de la Iași și București, în contra Timișoara, aici din carantină la 8 la Fruță, au la Minea de Locuitori și București încă la Sărăcă. Nu nașă discriminare între autoritățile locale, pentru că această decizie este luată exclusiv pentru București. Această decizie nu este luată exclusiv pentru București. Mulțumesc pentru întrebare. Poate n-am precizat suficient de clar. Această decizie se ia la nivel național pentru orice localitate. Depășirea pragului de 6 la 1000 de locuitori nu generează intrarea automată în online a școlilor. În limitele de competență ale Ministerului Educației, și subliniez acest lucru, deja suntem într-o situație care poate fi obiectul unor întrebări de acest gen, pentru că și București și localitățile din jurul Bucureștiului, am văzut bine aseară încă 4 localități din Ilfov au intrat în carantină, au depășit pragul de 6 la 1000. Mă exprim încă o dată, urmărind formularul declarației pe propria răspundere, secțiunea a doua, care definește modalitățile de intrare-ieșire din zonele carantinate, putem observa la punctul E motive justificate însoțirea copiilor. Nu vreau să mă exprim mai mult decât atât. Oricum, școlile vor rămâne deschise până pe data de 1 aprilie, și este un lucru serios, începând din 2 aprilie, vor intra în vacanță. În vacanță, anticipez o întrebare, în vacanță nu sunt cursuri online. Vacanța este vacanță. De asemenea, un lucru pe care suntem nevoiți să-l acceptăm din motive de protecție sanitară, din păcate, programul de recuperare, Programul Național de Acțiuni Remediale, va fi posibil doar până la
pragul de 6 la 1000. Acestea sunt discuțiile din acest, din acest moment. Nu. Nu, pentru că nu am scurtat cel de-al doilea semestru. Nu, pentru că materia a fost deja ajustată și adaptată specificului acestui an total atipic. Și nu, pentru că deja elevii au început să se pregătească pe o anumită tematică. Sunt trei motive pentru care considerăm că adaptarea pe care deja am făcut-o la tematica de examen pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat este suficientă. Nu știu să mă raportez la 6,22 diferit de 7. Știu să mă raportez la 6. Și am spus că am semnat un ordin de ministru, ne-am asumat această răspundere, urmează să fie semnat și la Ministerul Sănătății, prin care școlile vor trece în online odată cu intrarea în carantină și nu odată cu depășirea pragului de 6 la 1000. Nu știu să apreciez cât de mare trebuie să fie această depășire. Vor ști să aprecieze cei care vor decide carantinarea și care iau în calcul mai mulți parametri decât rata de infectare. În momentul în care este declarată carantina, automat școlile trec integral în online. Acesta este subiectul modificării care este în curs de a fi analizată la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Acesta este obiectul modificării ordinului de ministru comun, care prevedea că școlile trec în online odată cu atingerea pragului de 6 la 1000, iar acum modificarea este aceea, cum că școlile trec în online atunci când localitatea este carantinată. Eu v-am prezentat punctul de vedere al Ministerului Educației, pe care îl susțin cu maximă responsabilitate. Nu pot să vă prezint punctul de vedere al unor entități pe care nu am calitatea oficială de a le reprezenta. Deci, vom rămâne în continuare cu grădinițe, învățământ primar, inclusiv clasa pregătitoare și clase terminale, cu posibilitatea de a merge cu prezență fizică în școli până când carantina va fi declarată. Singura diferență pe care nu cred că o putem susține este aceea a programului de ore remediale atunci când rata de infectare depășește 6 la 1000. L-am urmărit pe Ministrul Educației Sorin Câmpeanu cu precizări de ultimă oră. Suntem într-o situație în care trebuie să luăm decizii care să producă puține perturbări ale procesului de educație. Nu considerăm îndreptățită închiderea școlilor, a spus acesta, care a precizat că a semnat